Cel dintâi chemat dintre apostolii lui Isus, Sfântul Andrei, este ocrotitorul României și propovăduitorul Evangheliei pe meleagurile noastre. Pe data de 30 noiembrie îl sărbătorim în toată lumea creștină pe Sfântul Andrei. Echipa mea, Dințul meu, urează un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților. Andrei a fost întâiul apostol care l-a urmat pe Isus, iar cel de-al doilea a fost fratele său. În câteva pasaje din Biblie se precizează că cei doi frați erau pescari și veneau din localitatea Betsaida, din Galileea, din nordul Israelului. Se cunosc puține lucruri despre viața apostolului Andrei alături de Isus Hristos, dar după sacrificiul Mântuitorului, după ce Isus a fost răstignit și s-a înălțat la ceruri, cei 12 apostoli ai săi au luat hotărârea să se răspândească prin lume și să predice cuvântul Domnului la popoarele din toată Europa și Asia de azi. Astăzi prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat, ocrotitorul României. El a fost fratele Sfântului Apostol Simon Petru și acești doi frați au fost primii care au venit după Mântuitorul nostru Iisus Hristos când erau pe țărmul Galilei, la Marea Galilei. Sfântul Apostol Andrei era ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și fiind împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, l-au văzut pe Mântuitorul când vedea de departe și Sfântul Ioan Botezătorul le-a zis: iată-l mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. De atunci au rămas nedespărțiți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, au fost trup și suflet lângă el pe cât a stat Mântuitorul pe pământ. După înălțarea Mântuitorului la cer, după cinzecime, aceștia au plecat în lume să propovăduiască Evanghelia la toată lumea. La sorți, Sfântul Apostol Andrei a fost rânduit ca să meargă în Bitinia, Bizanția, Tracia, Macedonia, Crimeea și în Sciția Minor, adică Dobrogea de astăzi. Tradiția și folclorul românesc amintesc despre prezența Sfântului Apostol Andrei în părțile Dobrogei, unde apostolul și însoțitorii săi și-au găsit loc de odihnă într-o peșteră. În prezent, în acest loc, a fost ridicat un complex monahal, Mănăstirea Sfântului Apostol Andrei. Noi avem o dragoste nesămuită pentru Sfântul Apostol Andrei, și căutând să-i purtăm toți rugăciune, căutând să punem la copiii noștri numele Sfântului Apostol Andrei, bisericile numindu-le în numele Sfântului Apostol Andrei. Salut pe toți oamenii și le spun la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă dea sănătate și prin rugăciunile Sfântului Apostol Andrei să ajungeți cu toții să avem dragoste și mântuire sufletelor noastre. Doamne ajută! Sfântul Andrei se bucură la noi în țară de o cinstire deosebită, fiind considerat apostolul românilor sau creștinătorul poporului român. Numeroase biserici și mănăstiri l-au luat ca ocrotitor, prăznuindu-l în fiecare an.